Staking este conceptul prin care se blochează o sumă de monede virtuale, cu scopul de a securiza rețeaua și a participa activ în validarea de blocuri în proporție cu câte monede deții. n ai înțeles nimic? Hai să ți explic. Hei, salut, eu sunt Radu și bine ai venit pe canalul meu. În seria Crypto 5 minute preiau subiecte complexe din domeniul criptomonedelor și le explic pe înțelesul tuturor în doar 5 minute. Uneori durează mai mult, uneori durează mai puțin, dar cine cronometrează? În episodul de astăzi explic simplu ce înseamnă staking și proof of stake. Îți sugerez vehement să vezi videourile de 5 minute despre blockchain și proof of work înainte de a viziona acest clip. Vei avea o înțelegere mult mai clară dacă vizionezi acele clipuri întâi. Hai să începem! Deci, repet pentru a nu știu câta oară, toate criptomonedele au la bază un blockchain. Blockchainul acesta este descentralizat și se află pe calculatoarele mai multor oameni. Calculatoare pe care noi le numim noduri în rețea. Datorită faptului că tranzacțiile trebuie să fie sincronizate între toate nodurile din rețea, avem nevoie de un mecanism de consens. În videoul trecut am discutat despre mining și proof of work și am văzut cum acest proof of work este o modalitate de a ajunge la un consens. Primul care ghicește un număr are dreptul să înscrie blocul în blockchain. Staking și proof of stake oferă altă modalitate de a alege persoana sau minerul care să înscrie blocul în blockchain. În cazul acesta avem totuși terminologii diferite. Proof of work devine evident proof of stake, minerii se cheamă validatori, mineritul unui bloc devine fabricarea sau producerea unui bloc, în engleză minting. O să recurgem deseori la cuvinte în engleză, deci mineritul devine minting. Cum funcționează acest proof of stake? Dacă în cazul mineritului proof of work înseamnă dovada muncii, Dovada că ai ghicit acel număr. În cazul staking-ului, proof of stake înseamnă dovada mizei. Adică nodurile care au o miză mai mare în joc, mai multe criptomonede blocate, au un raport de încredere mai mare în rețea și vor fi alese ca să producă un nou bloc în blockchain. De ce? Pentru că dacă un nod produce un bloc malițios, cu tranzacții malițioase, ele pot fi dovedite de către restul rețelei și întreaga sa miză de criptomonede blocate va fi arsă, își va pierde toți banii. Blocarea criptomonedelor în scopul validării unor blocuri se numește staking. Cum se alege nodul validator diferă de la protocol la protocol. Cel mai simplu mod este să iei primele 50 de noduri ordonate descrescător după miza lor și să alegi aleator unul din acești 50. Acest nod norocos va produce blocul și va primi recompensa. Odată ce el produce blocul, ceilalți 49 de validatori îl verifică. Iar odată ce toate cele 50 de noduri sunt de acord cu acel bloc, el va fi înscris în blockchain. Hai să mai vedem câteva aspecte legate de staking și proof of stake. Deși este cu 99% mai eficient decât proof of work, ca să devii un validator nu este atât de ușor. Majoritatea protocolelor necesită un minim de criptomonede blocate pentru a deveni un validator. Criptomonede, care de obicei valorează în total de la 100.000 până la câteva milioane de dolari. Și mai mult decât atât, ai nevoie și de un nod fizic, un calculator, care să ruleze acel cod de validare. De asta majoritatea protocolelor oferă un mecanism numit delegated proof of stake. Oferă posibilitatea de a delega o sumă de coinuri către un astfel de nod. Pentru că până și cea mai mică marjă de 100.000 de dolari este greu de depus de doar o singură entitate, și persoanele care nu vor să se complice cu instalarea softului de validare și să mențină nodul, pot să își delege o sumă de coinuri către un validator. Dacă acel validator este ales la un moment dat să producă un bloc, recompensa va fi împărțită proporțional între toți cei care au delegat către el. Așa se întâmplă în cazul Elrond, de exemplu. Din aplicația Maiar poți să alegi validatorul preferat. Îți delegi suma de e-gold către el și recompensa lui este împărțită cu toți susținătorii. Dar trebuie să fii foarte atent când alegi un nod, dacă acel nod este malițios, el își poate pierde întreaga sumă blocată, inclusiv banii tăi. Și nici nu e nevoie să fie malițios din adins. Dacă îi pică curentul sau internetul într-un moment nepotrivit, acest lucru este considerat rău și acel validator va fi slashed sau tăiat în română. Adică poate pierde doar o anumită parte din suma blocată. Dar automat poți pierde și tu o parte din tokenii delegați. Dacă ai stat până la final, astăzi ai învățat ce înseamnă Proof of Stake, Minting, Validatori, Noduri, la ce riscuri te supui când participi la staking și nu numai. Dacă ai alte întrebări, nu uita să le lași în comentarii. Eu am fost Radu, atât pe azi. Lasă-mi te rog un like, subscribe, dislike, hate, share la prieteni, orice vrei tu. Pa!